Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din scara mecanic episodul acesta vom face ceva puțin mai diferit. Am găsit în sfârșit modurile care mie mai lipseau, la construcțiile vechi și eu o să vreau să le prezint, dar înainte de toate, nu uitați să apăsați acolo butonul de like forță, forță, blanătate. Um, avem noi aici două chestiute. O să ziceți că e aceeași și de fapt da, e și, și numai că am schimbat puțin toba uh, și chestii imediat o să vă arăt. Prima creație, o motocicletă Honda, am scris eu aici. Inițial voiam să-mi fac motocicleta mea reală în joc, dar am da fail și am făcut cu totul altceva. Mai am alte creații. Bine, vine în două modele Honda ăsta. Honda NSR 125, așa am numit-o eu, și Honda 1000 RR, deci asta 125, pentru că tobă așa urâtă și roată subțire, motocicletele de capacitate mică, de obicei au roata pe spate mult mai subțire față de cele de capacitate mare, evident. Mai puțin astea Aprilia care au 160 pe spate cam undeva pe acolo, în rest, 130, 120, 110, spate. Um, și cade. Gata, bun. Deci, na, diferența se vede și aici la motor, probabil. Bam, aici e full. Na, frumos, bun. Uh, deci asta a fost o construcție de-a mea acum mult timp. Hai să vedem ce am modificat eu la asta. Avem tobele aici sus Și asta Avem tobe diferite Avem frumos aici Aude asta gen Cum vine lanțul Chestii Nu știu Aici nu avem Și arată ciudat um, Și toba Și cam atât Adică doar toba Și chestia asta Atât Și din câte Văd eu Și Ok Aparent am văpsit și janta Nu numai capacul Dar asta e un capac Dacă vă întrebați Așa zici că e cromat lol. Și cam așa arată. Bun. Prima mea uh, creație cu moduri, dacă sunteți interesați de ce episodul acesta, doar prezentă chestii pe care eu le-am făcut acum mult timp. Și zice aici, Creator Trex, dacă vrei să cumperi jocul, cu canalul meu de YouTube și Scrap Mechanic Playlist. Așa arată prima mea creație din Scrap Mechanic, pe care am făcut-o eu cu moduri, mă refer. Mai elaborat așa, asta a fost Și are și mod să o las așa Adică așa e ea blană Observați Arată binișor Un chopper de ăsta așa a, După Am mai făcut eu alte chestii O să ajungem imediat, nu știu dacă mai am ceva Să vă arăt așa Nu Din păcate Mai aveam eu o motocicletă, a da Dar cred că va face Puțin lag am făcut un snowmobile mobil. Ei bine, aici știu că arată foarte ciudat. L-am făcut pe un live pe acesta. Face destul lăguț. Bine, blag, nu, că încă nu scade sub 60, dar avem 100 și eu. acum am 80. Puțin acolo, nu știi. Trebuia să mă plâng de ceva. Uh, are aici o scară. Bam, frumos. Bine, mai e greu cu retrasul înapoi pentru că... Da, asta. Bine, înainte nu puteai să le întărești. Asta era toată chestia, acum merge și mie scara bine, cred că. Da. Scara ca să poți să te urci în el, adică... Băp, băp, și ai sărit sus. Apeși pe, pe ăsta și îți vine înapoi. Deci cam așa este. Este un mobil cu roți, că n aveam cum să-l fac altfel. Și pe spate aici e gen cum e șenila aia, știți? Doar că e puțin mai, mai diferită. Haideți să vă arăt și de ce. Am nevoie de o mini rampă. Bine, băieții care au rebăgat modurile specifice acolo, clar, să nu construim cu astea. Zice acolo, do not build with this part, cu roșu, probabil vedeți, adică să nu construim, de ce? Pentru că ele sunt făcute gen pentru creațiile vechi, nu ca să construim noi înapoi cu ele, dar există deja mod nou cu ele și tot așa, adică avem aici modurile noi. Evident că le-am downloadat, nu se putea, dar acelea nu le folosim la care scrie bine, roțile și toate cele sunt ok, dar alea de acolo de jos care lipseau și erau probleme, uite astea, nu. Că știți că îmi lipseau mie niște chestii, na. astea îmi lipseau. Bun, acum, stați așa ce căutam eu, o rampă micuță să-i fac. Uite, avem noi acolo o rampă micuță, totuși. 2 pe 3 nu pasă. Uite, de genul așa. Uh, ce așa special la snowmobilul meu? Bine, special. Nu e nimic special, e o... un feature de ăsta, dar lui nu știu. Bun, hai să vedeți. Mai puțin că se ridică așa, șobolanul. Um, 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 și pleci direct, um. da și se mișcă și coarnele. Bun, a, fiți atenți. Aia pe spate. Deci se face în funcție de cum este solul. Șenila aia ce-o fi Și asta e partea calomă, pentru că ea rămâne cum ar fi mereu pe sol. Să aibă aderență cât mai mare și pe mine nu mă face mai știu eu cum, adică chiar e super ok, na. Puteți observa aici. Ha. Deci asta e și mai și un sistem foarte, foarte ușor. Mai exact două bearing-uri aici puse, atât, atât, frate. Și din cauza că e centrată bine, ea stă mereu cum stă. E ușor. Și o grămadă de, de astea avem motoare de un cub aici. Ha? Și avem și modul sport, probabil observați că avem tobele sus. Logic. Pardon, avem și modul sport. Pam! Se ridică eleronul și te-ai dus, tati. Te duci, forță. Mm, direct te dai. Bun. Haideți să punem și pe asta aici, să sperăm că nu ne rupe PC-ul. Două. No, e ok. E foarte ok. Bun, și uh, mai avem noi o chestiuță. Ha, poate mă mai ui pe și asta nu acum. Asta e ca să mai încravnăm treabă. mă uh, uite acum să văd dacă m am mai făcut ceva în mod, Da, dar nu. Am șters foarte multe din ele. Dar sunt pe workshop, pe workshop 100% le-am puse. Ok. Haideți să vă arăt un i8 de capotabil. Bine, nu prea știam să mă joc foarte bine Scrum mecanic atunci și nu prea aveam bărbdare, dar am încercat. Bine, repet, este Scrum Mechanic, nu trebuie să vă gândiți acum că, bă, nu arată ca un i real. Da, e o diferență, ăla e real, ăsta nu e real, e un joc și asta e diferența. Sunt curios de chestiuță mică, mică, mică de tot. Un buton de a -și găsi, cel mai fericit aș fi. Uite butonul, l-am găsit. Ta da da da. Ta da. Ta -da 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 -da. Sunt curios dacă se aprind alea, nu? Cum le-am vopsit negre. Da! Da, tu nu știu ce vreau să mai văd la ele. În fine, astea aici erau stopurile gen. Da. Dar ăsta a fost făcut înainte de o grămadă de update-uri și chiar se vedeau roșii stopurile astea. Acum nu. Avem aici farurile blană. Cam așa arată i 8 ăsta. Aici avea, are motorul, de fapt nu că avea. Îl am făcut bine, altfel nu aveam cum să-l fac să meargă. E motor ele electric pe el. Și așa virează. repede nu știam să fac sisteme sau prea multe chestii. Dar... Bine, nu e chiar așa rotunjit ca unii 8, atâtea chestii, dar e scra mecanic și... Şi... Na. Bun, hai să-l băgăm și pe el aici. Nu prea aproape de celelalte creații, că nu vreau mare creș. Și i 8 oficial, cum ar fi cu acoperiș și chestii. Plafon, nu acoperiș. Na. Bine, și am pus o codiță, nu știu dacă el normal are asta de rechin aici, dar i-am pus-o eu, ca arată șmecher. Cam așa arată, știi? Acum văd doar aș și putut eu să tai pur și simplu, uite, chestia asta. Știu că am lag, repet, știu că am lag. Uite, și chestiile nu să am schimb la aer, frate, ce paname. Nu știu care e 10-le din față, cum accesez eu bearing ul ăsta? Ă uh, bearing ul ăsta controlerul. Mhm. Uh -huh. Accesează-l marinica că poți. Accesează-l gata poți. Care am zis că e ăla de acolo, 10. Cât e, mă, fratele? 10, frate. Mamă. Pe asta are 5. <laughs> asta Asta are 10. Ia, hai să vedem ce am făcut. Pff, nu știu ce am făcut. Hai, geamul mă, 10. Oh, păi da, nu, stai că după intrăm în alte chestii, lasă așa de la <laughs> Da, o creație da mea, de acum mult timp. Bam, blană, bine asta face lag. Foarte mult lag. În fine, ați înțeles ideea, astea le-am făcut eu atunci când... Când am avut noi uh, modurile astea respective Și am ținut să vi le arăt și aici poți sta E de două persoane evident te pui aici în spate um, 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 blană și aici Și da poți merge cu ea la modul chiar poți merge Și am făcut un stabilizator din greșeală ce vedeți voi ăsta aici e un stabilizator Nu știu cum i-a ieșit nu mai pot să-l fac din nou Dar este un stabilizator deci chestia asta aici chiar este un stabilizator și suspensia asta acționează pe față, nu prea înțeleg cum, dar... Da, adică... Bate-mă dacă știu. Bă, ce nervantă e suspensia asta. Acum, care junglează. Le pun pe toate la 20, să vedem dacă mai jonglează vreuna. A chiar, cred că stă acum ciment. Ciment e. Bine, e și chiar, Ce-mi place cel mai mult, cum vin tobele la mașina asta, e genial. Și aici, numărul de matriculare. Episodul următor, fac ceva ca lumea de tot. Acum sper să fiu cu cineva ca să nu lucrez totul singur, dar episodul următor facem. Și gen al doilea episod de când începem chestia aia. O să fie forță, vă garantez. Bun, noi ne vedem data viitoare. Nu uitați acolo să apăsați butonașul de like și baftă. Pa, 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 pam!